Primele cireșe de mai sunt deja la vânzare în piețele din țară și atrag privirile clienților dornici să se bucure de aroma și dulceața fructelor de sezon. Săptămâna trecută am găsit un fermier care și-a prezentat cu mândrie roadele livezii tradiționale de cireși, înființată cu ani în urmă. Noi am venit în fostul CAP de Chiseni în 2014 și aici n-am găsit decât bălării, mai lipseau urși, că era toată fauna și flora completă. Și am curățat terenul și am plantat o livadă de cireși, nu cu scopul de a comercializa, de a avea noi de pentru consumul intern. Și am ajuns acum, după atâția ani, să avem cireșe foarte frumoase și foarte gustoase și ne uităm că în luna mai, anul ăsta, culturile de cireși sunt mai devansate, cu cel puțin 2 săptămâni în zona de sud a țării și avem o producție, cred că ciorile și graurii încă nu s-au trezit că și e prea devreme pentru ei și văd că nu ne-au atacat. Ce-i drept, avem și noi un tun de ciori aici, dar l-am pus în mijlocul livezii, când tună, ciorile fug în partea elaltă. Când îl mutăm în partea elaltă, se mută într-un loc în altul. Dar deocamdată nu ne-au atacat ca în alți ani. Alți ani era puzderie de ciori și de grauri, care când veneau, îți mânca câte un cireș odată. De ce credeți că este așa de prețioasă și de căutată cireașa în ziua de astăzi? Care sunt beneficiile? Cireșele românești, și în special primele cireșe pe care le culegem, sunt niște turfandale. Omul vine după miel, după paș, după de astea și vrea să mănânce o cireașă gustoasă. Și astea de mai sunt dulcege. Ori noi nu am folosit chimicale, n-am decât împrăștea niște gunoi de graș printre livadă, pe aici, printre pomi, și avem niște cireșe foarte cărnoase, să zic așa, foarte bine colorate, roșii, sunt foarte gustoase, adică adevăratele cireșe de mai. Și astea sunt cireșele adevărate românești. De-aia îl înțelegem pe Ion Creangă că mergea la furat de cireșe în fiecare an. Și lui era poftă după iarna care trecea peste el, era poftă de cireșe și cum el n-avea acasă, se ducea la vecini și lua cireșe de acolo, da? Ce să zic, acum, după ani de libertate, cam toată lumea are un cireș în curte, în zona de la țară, orășenii își doresc mai mult să mănânce trufandale, se găsesc cireșe românești. Deja au ieșit pe piață, cred că de vreo săptămână, noi mâncăm cireșe aici cam de 3, 4, 5 zile, cam așa mâncăm cireșe. Câți cireși aveți aici, livada aceasta? Exact ca și număr, cred că avem în jur de 100 de bucăți, dar s-au mai și uscat din ei, 90 tot ne-au mai rămas și noi nu suntem prea mulți în curte aici, așa că fiecare dacă luăm câte un cireș să ne săturăm. Deci nu comercializați, mergeți până la urmă, că ce faceți cu atâta marfă? Mai vine și câte un prieten să te întrebe ce fac cireșele, mai te ajută, mai vine în vizită. Ce să facem? Fiecare când vine pe aici trebuie să mănânce cireșe, că vorba aia nu sunt făcute pentru comercializare. Dar care sunt lucrările care trebuie făcute pentru îngrijirea cireșului, ca și pom fructivier? Acum, cum v-am spus, noi nu suntem chiar specializați pe livadă, dar facem și noi niște lucrări de întreținere. Și da, asta. O cultură, da, chiar bogată, cum reușiți? Da, curățăm pomii de toamna, întreținem coroana care deja le-am format-o, intrăm cu motocultorul prin livadă ca să-l afânăm, să nu aibă, eu știu, alte impurități sau astea. Mai facem, dacă e nevoie, câte un tratament, dar anul ăsta n-am apucat să facem niciun tratament, deci sunt cireșe bio. Pentru sănătate și sfătuiți pe cumpărătorii să consume. Să mănânce cireșe cât pot, sunt dulci, sunt foarte bune pentru sănătate, pentru energie.